Încă o dată vă spun bine ați venit la a noua ediție a Sărbătoarea Comunei Gârceni. Mă bucur nespus prezența dumneavoastră aici într-un număr destul de mare, dar eu sunt sigur că vor mai veni. Și mă bucur și mai mult și mai mult că văd foarte mulți fii sau fiice ale satului care sunt plecați prin lume, să spunem, și au revenit la Gârceni în această zi, ceea ce mă face să cred că nicăieri nu-i mai bine ca acasă, vorba cântecului, iarba verde de acasă. Știți că o să încerc un discurs cât mai scurt, așa că discursurile astea lungi sunt mai plictisitoare. La ceasul aniversare știți că se face așa ca un bilanț. Bilanțul meu după un an de mandat, că atât am deocamdată, ce să vă spunem, că eu și echipa mea de la primărie, eu totdeauna o să vă spun și ce am făcut astăzi și ce o să fac de acum încolo, o să facem ca echipă, nu fac numai eu singur, eu sunt doar ăla de sus, dar sunt înconjurat de o echipă. Din realizările noastre în acest an, au fost depunerea mai multor proiecte, printre care este asfaltarea 10 km de drumuri comunale, proiect care a fost aprobat și sperăm să semnăm contractul de finanțare, drumuri comunale, ceea ce însemnând spre biserică la Gârceni, Gârceni Dumbrăveni, Trohan spre biserică din centrul satului și Racova-Racovița. De asemenea, sperăm și în colaborare cu Consiliul Județean, și domnul vicepreședinte Trifan este aici și sunt sigur, dar hai să spunem, un 99% în mandatul ăsta, până în 2020, poate și puțin peste, să asfaltăm Pungești-Slobozia. Eu sper să vă distrați, să fiți mândri că sunteți gârceneni. Știți, motoul meu așa a fost, mândru că sunt gârcenean. Sper că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Noi am încercat astăzi să vă organizăm un program cât mai diversificat. O să ascultați și muzică, o să participați și la niște tombole organizate și de un colaborator al nostru, Radical Group. Tombolă organizată de noi, de către diferiți sponsori, în care noi am intitulat-o Tombola Fermierilor, în care o să acordăm un purceluș, un cocoș, un berbec, berbecuț, un sac de șrot, un sac doi de porumb, gârboabe, ce am mai trebuit, un sac de făină, deci o tombola fermierului, să știți. O să împartă niște bilete și care are noroc, are. Uite, neagică Trifan îmi face cu mâna să-i dau un bilet câștigător, dar nu te lipești. Cam asta în ceea ce privește evenimentul nostru de astăzi, care vreau să vă spun că a început de la ora 10 cu un meci de fotbal în care FC 2007 Gârceni a jucat cu Sporting Bârlad, s-a terminat 0-0. Și echipa asta de fotbal, care, să știți, pentru gârceni, eu am spus-o de mai multe ori, ca un produs tradițional, cum există pastramă de Bucovina sau așa, așa e echipa asta de fotbal la Gârceni, care așa a fost făcut cunoscut gârceniu cam peste tot în țară. De asta e bine să, la primărie, asta e o părere personală, nu trebuie să facă doar drumuri, șanțuri, apă, trebuie să faci și spor și un gar la biserică, trebuie să faci de toate. Noi, primăria, să știți că tot anul acesta le-am organizat o excursie în care au plecat cam 100 de copii, nu? 100 de copilași au fost duși în Mănăstirea Neamț, deci la fel cei meritoși, cei care învață și pentru cei care învață, să știți că vor fi sprijiniți în continuare de către primăria Gârceni. Pentru această premiere, o invit în scenă pe doamna directoare, Toplicianu Veronica. Dați-vă un microfon. Să vă dau un microfon.
Și doamna Veru, doamna directoare, dumneavoastră faceți-vă... Faceți-vă treaba, da. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la sărbătoarea comunei noastre, la cea de-a noua ediție. Probleme. Probleme cu vântul, dar știți, chiar dacă vine ploaia, știți, totdeauna ploaia aduce belșug. Așa că nu trebuie să ne speriem. Bun venit și musafirilor noștri, invitaților noștri, fiilor satului. Așa cum v-am obișnuit în ultimele ediții, Coleta Roxana, Busuioc Denisa, Stefan Cristina, repede, repede în spatele meu, Dădăi Leonard, Holtea Alexandra Gabriela. Care în urmă cu 50 de ani și-au unit destinele, au pornit împreună pe marea corabie a vieții, au străbătut un drum presărat cu bucurie, dar și cu momente mai dificile pe care le-au înfruntat și și-au continuat plutirea. Împreună au crescut, ocrotit, chiar și nepoți. Le transmit acestor cupluri pentru care acest moment aniversar este o nouă pagină din povestea vieții, urări de sănătate, zile liniștite, clipe luminoase, aducătoare de bucurii și să trăiască într-un mulți ani. Vreo 20-25 de ani să ne mai întâlnim, da? La mulți ani și vă așteptăm în... Nu plecați, intrăm în întâlnim din asta, da? Bine, mulțumesc! Mai
așa, e normal că voi sunt așa, ca e primul rând, dar, da, 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 da,